Provocatorii pielii de găină, așa da, ni se spune, aproape da? Că bluza românească pe nume Ie. Eu deja văd oameni înainte de eveniment, în timpul și după, spunând un continuu Ie, Ie, așa de frumos, Ie nu mai spune Ie. A, așa, bun, hai să ne apucăm și de gătit. Hai și de gătit, pentru că astăzi ne așteaptă și gătitul. Hai să ești un bucătar extraordinar, Andrei. Mersi. Mersi. Ce o să facem noi cu toate ingredientele astea? O să le amestecăm. Da. Pentru că dacă nu le amesteci, adică ele singuri în voia lor fac și vor. Dar așa, o să le amestecăm să fac și vor. Salata sau cartofi? No, serios, prieteni. Atunci salata, hai. Atunci eu, Genia, nu ne zăpăci. Eu, Eugenia, ne zăpăcește, după aia strigă la noi. Gata, am decis. Foarte mulți medici în acest moment se întreabă, cine este Eugenia cu acești, care acești doi voi scomuni? Eugenia nu se lecuiește. Asta e ceva din treaba noastră. Nu, măi, asta e de treaba noastră. Nata pleacă, nu Nata pleacă. Cartofii pleacă la cuptor. Da, cine spală vasele, Andrei? Asta este întrebarea. Da. Tu știi că asta e întrebarea care îi chinuie pe foarte mulți dintre cei care ne urmăresc în clipa asta. Da. Păi oaspeții care ne vizitează și asta e o surpriză pentru foarte mulți. Nunțile curg gârlă, bre, la noi, la Jurnal TV, astăzi în direct, în casă, Stella Bodiu e mireasă. Au trecut două zile de când te-ai măritat, dar noi nu știam că tu ești îndrăgostită. Este adevărat că v-ați cunoscut în lift? Da. No. Iată, din momentul ăsta, deschide, te rog, parantezele. Deschidem liftul, hai. Sunt eu la etajul 15 și el este vecinul de la etajul 14. Până în data de 15 iunie, în telefonul meu era înregistrat Eugen, vecinul. Minunat. Deja trebuie să-mi schimb Eugen, soțul. Alexei, știi ce înseamnă 180 de grade? Repede 180 de grade, repede până acolo, da, uite până acolo, până la, nu, stai, asta a fost 360, la intrare, asta e Ion, dar acolo ia uite-l, Luchița, noroc, Alexandru Luchița, asta e o surpriză specială pentru noi, noi am reușit să-l aducem, avea probleme la vamă, dar l-am adus noi, că avem contacte, și l-am adus în platou să ne salutăm, un coleg mai vechi de-a nostru, mereu în inima noastră. Vicepremierul pentru probleme sociale, Tatiana Potânc, hai să spunem bună seara! Tatiana, ajutați-ne să vă cunoaștem. Vicepremier pe problemele sociale, că voi tot așa ați scris acolo. Eu am pretenția să mă consider altundeva, și anume vicepremier responsabil de domeniul social. Dacă afișăm pe prompter vicepremier pe probleme sociale și în hotărârea de guvern scriem probleme sociale, e sigur că asta cumva în subliminal duce la ideea că acolo sunt numai probleme. Dar sunt probleme. Să nuanțăm. Sunt probleme, dar nu... Cultura, educația, protecția socială, sănătatea, acestea sunt domeniile. De toate vă ocupați? Și Academie de Științe, deci și cercetarea. Incredibil. Noi astăzi vom anunța un finalist. Maria ta, să ajungi regină e un lucru mare. Copiii acum își permit prompterea ca să-și cumpere, care-i problema? Serios. Mam, ce vrei de Crăciun? Un prompter. Hai, serios, hai, ți-a luat.